Ploile abundente din ultima perioadă au făcut ravagii în agricultură. Producția de orz este mai mică și mai slabă din punct de vedere al calității. Acesta este însă un plus pentru fermierii care cumpără orz pentru furaje, căci prețul va fi mai scăzut. Condițiile unui an cu foarte multe probleme meteo, calitate slabă. Avem indicii de calitate pe o scară inferioară, adică dacă limita ar fi 58 masă eutolitică, avem 58, 57, chiar 56, ceea ce înseamnă că este un bob și ștav, cu greutate eutolitică mică. Din punct de vedere al nutriției, nu știu ce să vă zic, dar important este că a fost afectat de bolile din timpul vegetației. Dacă anii trecuți producția de orz era de 7 tone pe hectar, anul acesta ploile venite chiar cu câteva săptămâni înainte de recoltare au făcut ravagii. Producătorii au scos de abia 5 tone pe hectar, iar calitatea orzului este îndoielnică. Automat, producția de orz se va vinde la prețuri de nimic. Ceea ce pentru producători este un dezastru, pentru fermierii care achiziționează este un chilipir. Noi aveam așteptări. Dacă o producție medie este de, să zicem, 5, între 5 și 6 mii de kilograme la hectar la orz, aveam așteptări mai mari. Am crezut că vom sări de 6 tone, însă producția pe care am recoltat-o în toată perioada asta s-a dovedit a fi egală cu cea de anul trecut, în condițiile în care anul trecut n-am avut precipitații până în aprilie, până pe 20 aprilie n-a plouat deloc. Și totuși, așa, să zicem, nesperat, am făcut 5 tone la hectar. În condițiile anului ăsta, tot cam așa, tot cam 5 tone la hectar. Sunt zone unde am făcut 3 tone, zone unde am făcut 6 tone, depinde de soi. În primul și în primul rând a fost o capacitate a soiului de a rezista la boli și probabil în funcție și de tehnologia pe care a aplicat-o fiecare și de perioada în care am aplicat această tehnologie. În acest context se mai poate vorbi despre obținerea unui profit? În niciun caz. În niciun caz. În nici două săptămâni va fi recoltat și grâul. Nici aici perspectivele nu sunt îmbucurătoare. Fermierii se tem ca până la recoltare să nu plouă din nou, pentru că deja plantele au primit prea multă apă. Să zicem că boabele arată binișor. Producția, să vedem atunci când o face calitatea, greutatea hectolitrică, pentru că dacă vom mai avea precipitații în momentul de față, greu deja bobul a început să întărească, fiecare ploaie care vine înseamnă pierdere din greutatea hectolitrică. Aici este cea mai mare problemă. În momentul când culturile de toamnă, și aici ne referim direct la orz și grâu, au intrat în faza de coacere și atunci avem precipitații, scade greutatea hectolitrică, scade calitatea lui de orzul de furaj, grâu pentru panificație. Nu ne putem pune cu vremea, precipitațiile au fost bune și pentru toate culturile. Sperăm că acum vom avea o săptămână, 10 zile, o perioadă de liniște din punct de vedere al precipitațiilor ca să putem să recoltăm. Deocamdată eu zic că se vede o recoltă bună, încă nu știm și nici nu putem estima foarte corect nici ce calitate este, nici ce calitate ar putea avea. Pare că ar fi bun, dar, repet, nu poate să zică nimeni. Sperăm în perioada următoare să vină căldura, cum e normal că totuși este vara afară, și cu siguranță vom începe la recoltat. Anul trecut, județul Mehedin a fost afectat de secetă, prin urmare nici în 2022 producția agricolă nu a fost una mulțumitoare.